here is Mr. Bernstein. Dragi prieteni ai muzicii, vom vorbi astăzi despre un punct comun în inspirația marilor compozitori de operă. Cine nu cunoaște celebrul marș din opera Aida de Verdi? Mai cunoscut însă rămâne marșul nupțial de Mendelssohn, care ne-a însoțit pe toți în cele mai fericite momente ale vieții. Dumneata de la oboi, de ce nu cânti? Eu nu sunt însurat. Da. Marșuri celebre au mai compus Bizet, to 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 Schubert, Mozart și contemporana noastră Margareta Păslan. Azi mi-a trimis o scrisoare iubitul meu, iubitul tău, știe că e tot de mine. Să aștept încă o zi ce altă i-am, dar până apuci să fie mai ușor, o sta de vorbă cu păpușa, e îmbrăcată în soldățel și seamănă cu el. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Nu știe decât te iubesc, te iubesc, te iubesc. Strigă în gura mare. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Ați recunoscut, deci, sigur, introducerea scrisă în tempo di marci a patra a patra din cântecul apreciatului noastre Margareta. Vă amintesc cuvintele, ieri a plecat la armată iubitul meu cu uniforma cea nouă, cu părul tăiat, e alt băiat, e alt băiat. Așadar, dezvoltarea motivică este pătrunsă de un lirism dramatic pertinent, în care iubitul pleacă la armată în primul vers și se întoarce acasă în ultima strofă, bineînțeles cu stagiul militar satisfăcut. Să mergem mai departe pe firul atât de bogat în sensuri al cuvintelor. Și mi-a dăruit, ca să nu-l uit, o păpușă năzdrăvană, nu spune mamă, nu spune tată, strigă neîncetat, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, ratatatata, te iubesc. Iată cum redă tuba, nu tuba, tuba nu redă. Iată cum redă violoncelul strigătul disperat al păpușii năzdrăvane. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Dar cornul nu spune mamă. Te
Fagotul nu spune tată. Iar alămurile țâșnesc victorioase pentru a striga neîncetat sfâșietorul: te iubesc, te iubesc, te iubesc. Tensiunea crește în partea a doua a operii, în care păpușa stă de vorbă cu iubita, așteptându-l pe iubit. Avem de-a face aici cu un mod melodic mixolidic, construit după formula ton-ton, semiton, semiton, ton-ton-ton. Treapta a șaptea a modului mixolidic, în loc să formeze cu septima o septima mare, formează o septimă mică, așa numită septimă mixolidică. Iată așadar modurile armonice în care iubita îl așteaptă pe iubit, un an și patru luni dacă face la infanterie, doi ani la marină și un an și jumătate la pompier. Păpușa e îmbrăcată în soldățel. Și seamănă cu el. Coda con tutti. Comunică în ultimul moment că soldățelul, ascultând cântecul care este dedicat, a refuzat să fie lăsat la bar.